Zi cu emoții pentru cadrele didactice care au susținut examenul de titularizare astăzi. Se afișează primele rezultate, cele înainte de contestații. De altfel, contestațiile se depun la sediile inspectoratelor școlare județene sau prin mijloace electronice după afișarea rezultatelor până la ora 21 și mâine până la ora 12. Rezultatele finale se afișează în data de 26 iulie. Peste 23.000 de candidați s-au înscris anul acesta pentru susținerea examenului de titularizare.